Doresc să vă spun un bun venit la ședința ordinară a Consiliului Local de luna februarie 2020. În același timp doresc să spun un bun venit doamnei Ungureanu, exclusiv TV Onești. Stând în ședința ordinară, ședința ordinară a fost convocată prin discuția 49 a domnului primar. Dar înainte de a intra în ordinea de zi, conform discuțiilor codului administrativ, vom adăuga de 157 pe 2019, vom supune spre aprobarea Consiliului Local procesele verbale a ședinței extraordinare din 14 februarie și a ședinței ordinare din 13 ianuarie 2020. Materialul de ședință, procesele verbale au fost difuzate în termenul legal către domnii consilieri. Cine este pentru, dacă sunt amendamente la procesele verbale, dacă nu sunt spre aprobare procesele verbale la cele două ședințe. Mulțumesc frumos, în continuare, dau cuvântul domnului președinte de ședință, dau cuvântul domnului primar, după aia va lua cuvântul domnului președinte de ședință și vom intra în ordinea de zi. Bună ziua! Bine ați venit la ședința Consiliului Local, vă mulțumesc la voi, bine ați venit la doamna Ungureanu, ne bucură prezența dumneavoastră în mijlocul nostru și cu atât mai mult cât se face, vă menționez că exclusiv TV, vine pentru această ședință și această ședință, cu timpul următoare, a fi remunerat. Și aș vrea să menționez, înainte de a începe ședința, că e momentul pentru prima dată să vorbesc cu inima pe dumneavoastră și poate și prietena de viață mă face să vă ating cu apta să ieși. Mi-aduc aminte de 2016, toți vă vin așa când se discuta bugetul. Când eu propuneam proiecte și anumiți domni făceau poziția partidului astutului din fața primăriei. Nu mi s-a aprobat. Nu vroiau că mi-e controlat un brav, de să fie să spuneau că nu vrea primar. Nu vroiau 5 km de asfalt, că spuneau că au copii în Italia. Că nu m-au nevoie de asfalt. Și eu mă închinam să plângeam, că aveam frate de cum se vede. Deci ce? Mi-aduc aminte că pe aceste mese scriau numele consilierilor care nu erau prezenți la ședință și am scris putem pune lucrurile ca o dovadă a timpului și a hotărâri greșit luate. Aș vrea să nu călcăm pe acele lucruri și aș vrea să facem pentru comunitatea care ne-a votat. Tot ce este bine pentru comunitate, în condițiile în care toți avem același țel. Să îmbunătățim viața cetățenilor, să facem proiectele viabile și să aducăm un plus de o forță de civiliță asta care trebuie și este implicit necesar să ajungă la un nivel mult mai ridicat. Având în vedere cele propuse și faptul că am participat la ședința Consiliului Județean, faptul că am participat la ședința Consiliului Local Onești, în județeanul 119, faptul că am văzut într-adevăr ce înseamnă un compromis politic în slujba cetățenilor din Cura Băiei, făcut de domnul Bunat, și chiar și de consilieri județeni, care au înțeles la acest drum județean 119 de mii mă face să cred că și noi astăzi, în Consiliul Local al Comunei Bunat, că e vorba de cine corecte, că e un partid, să mă fac o valorică, că nu numai ieșim noi. Având în vedere cele spuse, ca să nu dea această ședință, vă doresc să luați întotdeauna decizii cele mai corecte pentru cetățean. Doamna mea! Bună ziua, domnilor consilieri! Am constatat că suntem prezenți în totalitate. Dau drumul ședinței ordinare prin a vă citi invitația de ședință cu următoarele proiecte de pe ordinea de zi. Vă invităm la discuția la ședința ordinară a Consiliului Local, convocată în conformitate cu articolul dispoziției articolului 133 aleatorului din ordonanța de urgență 57 pe 2019, privind codul administrativ ce va avea loc în ziua de miercuri 26 februarie 2020, la ora 9, în primul cu Dau citire proiectului de ordinea de zi, cum a fost în
bugetului local, de venituri și cheltuielile ale Comunei Burafăi, județul Bacău, pe anul 2020. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiari de ajutor social, conform legii 416 pe 2001, cu modificări și completările ulterioare. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de costuri pentru asistenții personale și persoanele concurate în handicap și a numărului de indemnizații pentru anul 2020. Numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personale ai persoanelor concurate în handicap în anul 2019, semestrul 2, angajația în primăriei Comunei Burafăi, județul Bacău. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economici pentru obiectivul de investire în împrejmuire locul de joacă Comuna Burafăi, județul Bacău. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS și ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse. Supun aprobării ordinea de zi care a fost înaintată. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Trecem la primul proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare excedentului bugetului local pe anul 2019. Dăm cuvântul domnului notabil pentru a prezenta utilizarea excedentului. Domnilor consilieri, înainte de a da cuvântul domnului contabil, am o rugăminte. Cei care doresc să se înscrie la cuvânt, să nu vorbim unii peste alții, că nu vom înțelege nimic, având în vedere că este filmată ședința din Consiliul Local. Vă înscrim, ne scriem la cuvânt, vorbim, așteptăm să vorbească cel ce s-a scris, răspunsurile se dau imediat de persoana care se adresează întrebarea. La sfârșit, ca să nu uităm. Domnul contabil. Utilizarea fondului intermediar din anul 2019 se poate face pentru obiectivii de investiții. Excedentul anual cu care a finalizat anul 2019 este de 747.072.018 lei. Propunerea executivului pentru utilizarea acestei sume este următoare. La Căminul Cultural, suma de 435 și la Clădirea Administrativă, suma de 310.000 de lei. Atât cu prinde proiectul de hotărâre, două lucruri din investiții. În continuare, voi da citire proiectului de hotărâre. Trecem la partea dispozitivă a proiectului de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al anului 2019 în sumă de 747.072.018 lei pentru finalizarea următoarelor obiective de investiții. 1. Cămin cultural din Umbrava, suma de 435.000 lei. Clădirea administrativă Motoce, suma de 310.000 lei. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi dusă ADP de primarul Comunei Burafăi, Biroul Buget, Finanțe și Portabilitate și Compartamentul Achiziții Publice. Articolul 3. Secretarul General Comunei va comunica prezenta hotărâre primarului Comunei, Biroului Buget, Finanțe și Portabilitate și Instituției Prefectului Județul Bacău. Vă mulțumesc! Dacă sunt înscrieri la cuvânt, domnul Cătar. Bună ziua! Da, la excedentul ăsta bugetar, domnul Cătar, să așa cum vine, da, așa la hotărârea administrativă. E bun, dar din 2016, de când se pot face noi căminul ăsta, nu știm cât e proiectul, nu știm cât bani s-au lucrat, s-au cheltuit, nu lucrat. Și la excedentul ăsta bugetar la clădirea asta, care se 303 miliarde și 100, nu știu. E de util, eu am spus din noi banii așa de 7 miliarde ceva să luăm, să plătim rata care știți că avem la întregătorul 5 miliarde 300 de ani. Și dacă nu plătim, nu știu ce plătește, sau să plătim primăria, sau să plătim privat. Eu n-am plătit să plătesc, să am văzut la oța bani. Dar și din părere sunt loc de la Cabinul Brava, chiar dacă sunt din localitatea de Brava și nu știu că sunt chiar din Cabinul ăsta, dar eu sunt întotdeauna. 2 miliarde și de la asta 1 miliard din investiții mai mare și de la Motocești 2 miliarde. Asta e părerea mea.
Sunteți de acord? Restul nu las pe acele mulți care vreau să spun ca asemenea mea și pe trebuie de ziune foarte mult. Nu am pic domnul Bașcu, să fie răspunsul domnul primar, domnul Măsile Cădan. Da. Stimați consilier, aș vrea să vă informez că minul cultural Rava trebuie să rezultat până pe 31 mai. Deci munca, deci autorizația de construcție civilă la această dată. Firma DMC este obligată, până la acea dată, să termine lucrarea în problema lui. Vom urmări lucrări. Multe ne-am fost mărit. Ceea ce nu știe domnul consilier, și pare foarte rău, dar n-am fost atent de-a lungul timpului, este că acel proiect făcut din 2000, când am fost, să nu mai spun, în 2000 doamna, cuprindea atâtea disconcordanțe încât noi am fost nevoiți să le facem. Nu avea internet, altfel gândim acum, de la 2008, nu sunt prinse ale ei din față, iluminatul exterior. Sunt multe lucruri care nu sunt importante. Nu avea 17 metri de gară. Și știți bine că am avut și control de la Curtea de Conturi cu gara. În realitate, 64 de metri de gară. De una și alta au semnat dispoziții de șantier. Și vă informez că și astăzi, ocupanțul nu este la Iași. Pentru un aviz, tot pentru acest proiect, Cărmin Cultural. De exemplu, acest proiect a fost gândit cu centrală pe lemne. Eu, domnul Contar, cu domnul Pață, și chiar la un moment dat am informat și pe dumneavoastră, așa este normal, am stabilit că nu este corect să mai mergem acum cu lemne, ca să trebuie un magazin să ne tai în cerușă, într-o clădire, nu o modernă, să mă duc la Cărmin Cultural centrală pe lemne. Și atunci, acel Cărmin Cultural n-a știu eu, în caz de avem proiecte gare de 50 de kilometri în gare, pe lângă acea centrală de vom prinde și pe gare. Pe asta înseamnă toate obligările, note de cursare, necesiuri, nouă investiții. Pentru asta, domnul Pațelui este la Iași. Scurt, acel cămin trebuie terminat. Mă voi opune, propunerea mea este ca să menținem acea propunerea noastră de dosier, pe care o să vă rog toți consilierii și cei care doresc binele comunității să voteze pentru din două hotărâri. Aveți dreptate, domnul Tătaru, că în 2016 s-a început, s-a început prin septembrie. Dar rețineți un singur lucru, că și am trecut ne-am păstrat bani, n-am mai dat drumul la lucrare, că nu știam ce vom face cu cele 6 miliarde care dăm la domnul Arătăunea. Mă întreb, am fost mă întrebat, avem de o să dăm bani, că nu vreau să plătesc. Eu am spus atunci, vom da bani și vom avea și cuvântul de lume. S-a devenit așa, nu știu, n-am mințit. Am mai citat cele 6 miliarde și mai avem cuvântul de lume. 750 bani. Nu le-a făcut domnule Tătaru? Nu am vrut să
de lemn, făcute din lemn, pe trei geamurile sunt așa, ca noi suntem în lumea. Este părerea mea, îmi susțin punctul de vedere, susțin propunerea de buget care a fost făcută cu dumneavoastră și avea dreptul legal ieri și zice pe comisii de buget. Comisia de buget, mă informez, domnul viceprimar este obligat să vă anunțe, a votat pentru. Odată votat, chiar dacă e consilierul PSD, PMP sau pe consilierul este, odată ți-a votat pe comisie, nu are voie să se tragă votul astăzi în plenul ședinței coordinare. De a vin la dumneavoastră cu rugămintea să menținem proiectul de hotărâre, cum a fost spus, de către mine, domnul Cotan, și către dumneavoastră, inclusiv comisia de buget, care a dat acest de legalitate. Are cuvântul domnul Pașcu. Atât în 2012, cât și în 2013 s-a discutat căminul de la Dumbrava și construcția de la Potocești. Au trecut câțiva ani și bănuiesc mai trec și tot nu se termină. Iar datoria de la Rotunda, ai mers pe drumul ăla, ai construit case acolo, știi de ce-i vorba, s-au judecat. Știu eu, primăria, atâta timp nu s-a rezolvat, s-a judecat și în 2012 și 2013, așa că cine-i vinovat până la urmă, nu știm, că banii nu i-au băgat nimeni în buzunar. Banii s-au dus acolo unde trebuie, mai ales că nu trebuia plătit atât, pentru că nu cei 22 de miliarde s-au dus la Rotunda, numai 10 ani dacă. Iar hotărârea de guvern care a fost dat atunci, a spus clar, domnule, se va achita toate facturile restante din banii mei. Mai am făcut ce au zis cei de la guvern. Nu am hotărât noi. Așa. Iar eu tot la fel zic, să luăm de acolo 2 miliarde și să luăm la Potocești 2, să facem 4 sau să rămână la fondul de guvern o parte din ei, ca să știm sigur că nu ne execută, știu eu, mai târziu. Că o să ne mai dea sau nu o să ne mai dea sau rămâne din altă parte, am vedea. Iar dacă cumva să faci lucrările la, atât la Dumbrava cât și la Motocești, putem face, știu eu, trimestru 3 ca să corectificare și să achităm toate datorii. Vă dau la spus eu, domnule. Dar de ce să ai nimic din acest plan de fondul de rupere? Când poți să-i dați la Căvintul Brava? Și dacă nu se execută, eu te-am pus și nu planul. Nu credeți că așa este normal? Întâi se păzesc pe dezvoltarea comunei. De ce să pun eu căruța în fața domenului? Îi lasă în fondul de dezvoltare. Ca eu să fac căruța, dacă firma spune, domnule, eu ți-am terminat. Mă dă de cate că n-am plătit. Îi las, dacă termină, îi dăm bani. Domnul Călin, da, referitor la această rată pe care noi avem la cum vreau să mai repet cea cu domnii antipropitori înaintea mea și vreau să atrag atenția la de acum. Dacă noi nu cumprim din buget ca sumă care suntem datori, să o dăm, riscăm ca la sfârșitul anului, să știi, poate voi de aici uitați-vă bine, faceți-vă o poză că n-am luat bugetul ăsta, că s-ar putea să nu mai fi niciun în vechiul mandat, în nou mandat. Deci s-ar putea să ne trezim cu citația acasă, că de fapt ce n-am prins în buget această rată. Părerea mea este, uitați, domnul Sfântărul de față aici, știi ce a tras cu drumul cu Rotunda. Materialul și platele care de fapt a fost nevinovat. Tot așa s-a pus, s-a luat. A luat valul înainte, că domnule, te dăm până în duce. Nu știu, că a fost votat, a fost votat, scută-mă. Eu sunt de acord să primim rata, măcar jumătate din bani pentru rata de la Rotunda și să dăm totul cu dezvoltare pentru că Ioan Gheorghe și Vasile Pașcu, Grigori sau nu știu cine, noi dezvoltăm cumva pentru viitorul nostru. Asta e viața, deci înainte. Dar dacă noi nu primim acum, la sfârșit de an, cel care va veni sau cel care există, poate va fi în continuare, executorul cu buget care va fi la nivel de comună, o să spun, domnule, dar eu plăteam rata. La asta, dar n-am avut o priză în buget. Păi de unde iau bani dacă n-am avut o priză în buget? Și dacă, într-adevăr, nu se face, nu se prinde buget, eu personal, sau
Noi ne abținem să votăm bugetul în vorba asta. Da. Și ar trebui vorba de la bugetul în vorba asta. Deci, în general, nu ce. Dar ce se întâmplă? Să noi doar că le-ai duși. Da, asta... Mai am la următoare, imediat. Am să vă aduc un argument că tot. Am avut o sută iară. Noi n-am mai fost nevoie să mai duc, știu eu, de 20 de mii de lei și romani de la bani. N-am fost nevoie să consumăm motorină pentru este prezide deja într-o lună și jumătate sau două luni. Nu avem deja o economie. Față de anul trecut, noi n-am avut acolo. Și n-am făcut niciun plan de nicăieri. Avem deja o economie. Nu ne-am făcut. Iar eu, trebuia să scrieți în procesul verbal amendament. Eu, reprezentantul Călin Consiliului Local Prahovei, propun la Comisia de Buget suma pentru. Deci am fost de la Comisie toți consilieri, mai puțin doi care s-au voi motivat și putea să propuneți în procesul verbal. Vă scrieți acolo dumneavoastră, că așa făceam noi înainte. Subsemnatul Consilier Local, propun pentru asta și semnați. Nu venim după ce s-au făcut, nu știu cum apar, de fapt doare că imediat. Ieri n-ați fost, erați într-o... Dumnezeu, eram de toți secretari. Ascultați-vă, nu-ți trebuie nimic. Ieri eram toți așa, o apă și un pământ foarte bine. La subic, astăzi dimineața ați venit în stat. Nu mai trebuie. Mulțumim. Supun la vot... Domnul Potaru, domnul primar. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de domnul secretar. Propusă de domnul primar și domnul Potaru. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abțineri? Stați că vreau să personați. Împotrivă, da? Împotrivă, bine. Este cineva împotrivă? Abțineri. Abțineri. Ce-o votat? Domnul Amarjur, abțineri? Deci împotrivă, s-a fost în rând. Știi mine mai trebuie? Vă abțineți. Domnul Bașa. Și motivația. Dau drumul citirii proiectul numărul 2 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli a Comunei Prahovei în anul 2020. Prezintă domnul Potapi, Cosia și domnul primar, să prezinte când îl sunt așa. Bugetul anului 2020 este un bugetul de cheltuieli. Costumul total la momentul de 9.495.920 de lei. Iar la cheltuieli cu aceeași sumă. În credința de pe Comisie am discutat anunțind conferința veniturilor și a cheltuielilor, inclusiv lista de investiții care urmează să se face din buget. Amintesc pe scurt investițiile de la administrație cu 67 de mii, creșterea de 20 de mii, terenul de 120 de mii, de la școli, grupuri sanitare de la Pentelia, 89 de mii și grupuri sanitare de la Mureaua, 50 de mii. Pentru culte, am aprobat un buget suma de 50 de mii de lei, urmând a se iniția un proiect de hotărâre pentru împărțirea acestei sume pe culte. La serviciul de dezvoltare,
voluntarie publică. Cum am discutat cu comisii, avem la alimentare cu aportizată suma de 3.155.000 la extindere rețea apă cu suma de 40.000, extindere rețea iluminat public comuna Curapăi suma de 50.000, reabilitare rețea iluminat public suma de 50.000 și gaze naturale suma de 100.000. Din ce am discutat astăzi cu domnii consilieri, ar dori ca extinderea de rețea să se realizeze și de o porțiune din Curapa, în afară de cele două porțiuni propuse de noi. La transport, drumul local de PNTV 10.000 de lei, drumul local de PNTV 10.000 de lei, reabilitat, recondiție, s-a coordonat la suma de 50.000 de lei. Detalierea pe capitolele în articole aliniate se află pe site-ul instituției publicate spre consultare publică, de bine se află pe site. Oricine are acces la informații. În continuare, voi da citire proiectului de hotărâre. Trecem în partea dispozitivă a proiectului de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli, valoate comuna Curapăi-Județul Bacău pe anul 2020, conform anexelor care fac parte integrată din prezenta hotărâre. Cuducea de prezenta prezentă hotărâre se desfășurează prin banul comunei Curapăi prin intermediul biroului buget, finanțe și contabilitate și compartiment cu achiziții publice. Secretarul General al Comunei Curapăi va comunica prezenta hotărâre prin banul comunei, biroului buget, finanțe și contabilitate și instituției prefectului județul Bacău. Și aș vrea să fac o precizare. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local au fost convocate ieri în ședință pentru a discuta două puncte care au fost astăzi pe ordinea de zi și care se dezbat. Punctul 1, numărul 1, utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 și bugetul local al anului 2020. Din punctul meu de vedere, potrivit codului administrativ, a se venit cu propuneri de modificări după ce comisia s-a pronunțat ieri este tardiv și nu întâlnește condițiile legale. Da. Înscriere la cuvânt la punctul numărul 2. Da, deci am vrut, nu? Da, da. La secțiunea de dezvoltare am vorbit și în ședința din comisie. Puterea lăsată în suport la domnul Rapa. Părerea mea e bun că la ședința cu știu de mașinață se face la capăt. Domnul Tatăl, poate să duce la locul meu. Extindere de rețea iluminată asta. Avem, dar asta de extindere nu e iluminată. Rețea de iluminată, rețea de electrificare. În satul Dubrava avem un extindere, intravilan, zăvoi. Dar în terenul drumul ăla intravilan. Se extinde și acolo și avem un capăt. Barna, care e tot intravilan. Până la Dan Cali. Până la Dan Cali, imprins în intramilan. Eu nu se știe din rețeaua și acolo de electrică. Sunt case acolo care... Lumina unde la alță... Abonați, eu vă spun, e de acolo. Mai aveți? Până în bani, inclusiv în zăvoi la chiria,
asociației bani. Să vă mai dau o răspundere la primii consilier. Uitați aici, eu privesc la aceste cheltuieli. La cheltuieli salariale. Voi vorbesc de deja, să aici facem economie cu 2 miliarde. O doamnă este la pensie. Nu vă pot spune în todos
beneficiar de ajutor social, conform legii 416. Aici avem și vă spune direct, în fiecare an, după cum știți, se dă un proiect când se face o hotărâre din Consiliul Local, cu acțiunile ce vor fi făcute de oameni de ajutor social, inclusiv și cei care beneficiază de muncă în folosul comunității. O scapă acolo, să fie partea dispozitivă a proiectului de hotărâre, articolul 1 se acoperă pentru anul 2020.
sau reprezentanților legale ai copilului cu handicap grav, adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal. Articolul 2. Prezentă o trebuie a fi dusă de către primarul unui Gurabăi prin compartiment de asistență socială și compartimentul și biroul buget, finanțe și contabilitate. Articolul numărul 3. Secretarul General Comunei va comunica prezenta hotărâre primarului Comunei, biroului buget, finanțe și contabilitate și implicit discuției prefectului județul Bacău. Da. Dacă sunt la cuvânt, să scrie cineva, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Mulțumim frumos, nu mai abține de voi, de la votul numărul 5. Proiect de hotărâre prin aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistență personală ai persoanelor cu handicap grav în anul 2019, semestru 2. Angajați ai primării Comunei Gurabăi, ai și tot domnul secretar. Da, doar câteva explicații de natură tehnică și juridică. Temeiul legal proiectului de hotărâre se dă de discuția articolului 4, legea 448/2006, este un proiect de hotărâre care este legal, necesar și oportun. În consecință, domnul primar ca inițiator a promovat prezentul proiect de hotărâre. După cum se știe foarte bine, legea 448/2006 ne obligă ca semestrial asistenții personal care avem prezentare manica să prezinte un raport de activitate. În consecință, a promovat acest proiect de hotărâre. Voi da citire articolul 1, partea dispozitivă a proiectului de hotărâre. Se aprobă raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personale persoanelor cu handicap grav în anul 2019, semestru 2, angajația primăriei Comunei Gurabăi și județul Bacău, prezentată la anexa numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2, primarul prin compartimentul asistență socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul numărul 3, secretarul general al doua Comunei Gurabăi și județul Bacău va comunica prezenta hotărâre primarului Comunei, compartimentul de asistență socială și implicit pentru control de legalitate instituției prefectului județul Bacău. Dacă sunt înscrieți la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre. Da, aici are deja domnul secretar, a primit, a intervenit eu. Odată ce l-am prins în proiectul de hotărâre, nu-și mare rost, că noi nu știm când va fi suma finală. Suma finală va fi aprobată în următoarea tot. Eu vă spun că Eric este una, suntem decât mai multe de mine, dar în principiu, nu e cu intervenția mea cu oferta. Oferta finală va apucă valoarea debitului, dar oferta va fi sub debit, ce s-a aprobat. Adică rovim pe la care face oferta să-i dau și prietul. Poți să vorbesc? Da. Eu propun că am aici că când l-am proiect la până la 24.000 de bani pe ei, da? Eu propun să lăsăm 100 de milioane. Iar dacă e din noi, facem o reducere de buget și după aia sunt mai bine. Suplimentă. Pentru că se pare este de la 24 milioane. Cât merg din casă? Și dacă e nevoie, facem proiectificare și aprobăm și... Pentru că omul când vine și licitează pentru lucrare, îți spui că voi să vă reduc după lucrurile. Eu spun, voi de aici, puțin mai dăm ceva așa, lasă să plece de aici, să vă zic. În jocul ăsta, niciodată nu. Trecem în partea dispozitivă. Articolul 1. Se acordă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție în împrejmuire, loc de joacă în Comuna Gurabăi, județul Bacău, valoarea estimată fiind conform deviziului general care
biroul buget, finanțe, contabilitate, compartimentul achiziții publice și pentru control de legalitatea instituției prefectului județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de secretar. Cine este pentru? Cu amendament. Cu amendament. Așa a fost. Așa a deci cu 10.000 nu se poate face un loc de scapuri. Și atunci 200.000 mai mare decât suma Socol la fapt proiectul de hotărâre în forma prezentată de domnul secretar. Cine este pentru? Cine este pentru? Abținere. Mulțumim. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre prea aprobare câteva explicații. Ieri am primit un faz de la dispin, care ni se pune în vedere ca până la sfârșitul lunii februarie 2020, în calitate de membru ADIS, mă refer la Comuna Bunăvânt, să aprobăm regulamentul serviciului public de salubrizare și să comunicăm hotărârea dată de Consiliul Local până la sfârșitul lunii februarie. În consecință, am inclus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, care va fi, căruia o să-i dau citire în partea dispozitivă. Spune așa în articolul 1, se aprobă regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău, membre acestea, conform anexului numărul 1 care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2, se aprobă indicatorii de performanță cu penalități pentru activitatea de colectare și transport, respectiv operare, instalații de jeu municipale județul Bacău, reprezentând anexa numărul 1 la regulamentul serviciului public de salubrizare al OAP-urilor de județul Bacău, membre ADIS, conform anexei numărul 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul numărul 3, se aprobă cuantumul contravențiilor sancțiilor pentru activitatea de colectare și transport respectiv operare instalații de jeu municipale în județul Bacău, reprezentând anexa numărul 2 la regulamentul serviciului public de salubrizare al OAP-urilor de județul Bacău, membre ADIS, conform anexei numărul 3, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 4. Se acordă mandat special domnului primar Mihancea Valerică, reprezentat poate Comuna Gura Mare, să voteze la adunarea generală a asociației în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Articolul numărul 5. Prezenta hotărâre se aplică de la data aprobării regulamentului în cadrul adunării generale a asociațiilor ADIS Bacău. Articolul 6. Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație în condițiile legii. Și ultimul articol, articolul 7, prezenta hotărâre se va comunica tuturor membrilor asociației instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Doar o singură și scurtă precizare aș mai avea de făcut. Tot acest material a fost întocmit de cei de la ADIS și a fost difuzat pe mediul primării. Mulțumesc! Da. Domnul primar, aici, pe se cam propagă ideea, domnule, că se poate ca la Focșan, se mai poate ca în Germania, nu se poate mă. Suntem în asociația de 66 de comune, sunt 66 de primari, Consiliul Județean, da? Și firma Rompesc, care iau decizii, majoritatea deține, da? O primărie care iese din acest, din această asociație, plătește daune materiale. Ce înseamnă? Primăria Comuna Bunăvânt a primit containere pentru fiecare cetățean. Sunt 1600 de containere. A primit containere pentru reciclare separată, la cutie, sticlă și pepe. Plătim și celălalt și noi investiția de normală. La Bacău, Eposul, lângă Chimic, acolo se reciclează o poartă. Vorba vine că reciclează, nu e mai rău la mele. Și se duce la Bacău. Nu credeți că poți să ieși într-o asociație?
menține în continuare. Noi facem să fac și celelalte primării. Unde avem noi rolul nostru cel mai important? Și aici, eu, ce primar, Părăția la Vată, ca să fie la Ivor, trebuie să facem ca așa natură să lămurim oamenii, să ducă separat noi, colectare selectivă, oameni, să învățăm copiii ce pun din la clasa întâia, copiii, nu mai dați aia de la biscuiți pe toate drumurile, să învățăm oameni ca să nu dea pe de unde acolo și pe toate care ca drumul, să fim oameni la tot o seară de trei. A păstra înseamnă primul de civilizare. Cum vedeți, sperăm să ajungem și la nivelul ăla de civilizare, nu tot să ne fie bine și să colectăm cât mai mult selectiv. Aici este că noi ne-am dat o sumă de bani pentru fiecare persoană pe care nu o credem să ne și totuși plătim sume destul de mari. Cam atât am avut. Vă suntem același context, aceeași așa. Fac referitor la punctul 7 aici, la punctul de hotărâre. Vreau să vă să-i amintesc atât domnul secretar și domnul primar, că la început anului 2019, sau 2018, la sfârșit, cum a fost, domnul, când dumneavoastră a venit cu o hotărâre să facem, să ieșim din Nadiv. Vă amintiți? Nu era de dumneavoastră, domnul. Da. Da. Domnul primar. Domnul primar. Că ne-a spus dumneavoastră să ieșim. Și a spus, domnule, nu se poate, că sunteți în asociație. Și a spus, nu, domnule, cu noi suportăm. Mulțumesc, asta a fost aduc aminte. O hotărâre de Consiliul Local pe care se scută o primărie, nu știu pe care, că nu mai știu. O mare știu. Păi am plicat tot să-și urmână, dar trebuie măchelare, am ținut. Sunt familii, aici e o problemă grea, care îți trecuți la noi 4-5 persoane, 6 știu, și ei sunt doar 2. Copiii sunt plecați, care la școli, care unde sunt plecați ei. Aici trebuie găsit o soluție ca să nu mai plătească persoana respectivă 4, să plătească numai cei care locuiesc acolo cu noi. Da, vă dau. Familia respectivă are un cap de familie, are obligația în momentul când are un copil care a plecat în străinătate, vine la casă și vizionă și face o țiesă. Domnule primar, subsemnata sau subsemnata, vă informez că ce a făcut data de 0102, a plecat în străinătate, fica mea va reveni în țară peste 6 luni. Și la casă și vizionă, îi duce o persoană. Dar, nu pot să fac eu alea două. Până în zona respectivă, nu bine ce face cele, nu se știu că a plecat în sănătate. Sau la stângă, la Harbita. Deci, a fiecare gospodar are obligația de a veni și a înștiința în aceeași ordine de idei. Când depind de împlinit din sănătate și în alte localități, mai și ea, spațiu pe câte un copil a fost la Buzărești și acum s-au căsătorit aici. Bun. Nu-i se dea venirță de rol până nu trece la voi. De ce? Fiindcă mă aduceți aminte că vreo 3 luni nu veni mașina de gunoi. Și cei de la Europa spune așa, având în vedere că în contract este stipulată clauza că dacă din vina primării nu se încasează taxe și putie, pot să nu vină să colecteze gunoiul, dar tot ne facturează. Și intrăm iar în contradicție cu avizul, cu relațiile de colaborare cu România. Fiecare cetățean, și mă bucur că acest material va fi difuzat, are obligația morală și chiar financiară de a învăța primăria, aparatul de specialitate a primarului, că membrul de familie este plecat. Când revine, tot acea persoană vine și ea va intra la plată la mână. Asta ar fi răspunsul corect. Aș vrea să completez pe domnul primar. Problema e legată de domnul Pașcu. A făcut obiectul unei sesizări către avocatul poporului. Ne-a
corect, ar trebui așa și inima îmi spune mie că, că într-adevăr sunt familii defavorizate care nu au trebuit în alocația copilului. Cum face? Normal ar trebui să căpă, poate viață socială, familie, bolul de aratele, familie, face cu tatăl și măcar la acele familii să suportăm o parte din, o parte din acoperișul cu ce mai dorim. Aici am adus alături de un deviz făcut de dirigitul șantier al lucrării noastre, la suma de 256.712,75 lei. Așa, deci e vorba de o lucrare pe care dorim acasă să o acoperim până toamnă. Cum se poate? Deci noi nu... Parochia noastră este împărțită în două părți. O parte din parohie are morminte la Pătrășcani, în care pe ei, cu siguranță mi-a spus că nu-i mai interesează biserica de îndeapă, au acolo morminte, acolo fac și masa la casa Pătrășcani. Restul care m-a rămas, după cum deșteptea care parohie, fiecare sat, oamenii sunt
cum sunt ei, bătrâni, cu pensie, cu medicamente și cum sunt așa foarte puțin pot să mai contribuie cu bănuți. Ce rugămintea meu, dacă considerați că este nevoie să ne ajutați, să vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră și avem încredere că am depus aici cererea și cu revizia respectiv, să luați la cunoștință și rămâne în așteptare dorința dumneavoastră de ne ajuta. Vă mulțumesc pentru... Mă bucură prezența dumneavoastră în cadrul ședinței Consiliului. De la început am sprijinit acest proiect. Practic, acolo în patra satul din Maia Mică. Eram copil, acolo s-a dorțeau, s-a adunat cu sâmbăta duminica, de cu cine s-a de copii, acum s-a mutat aici, pentru că au plecat copiii. De la început, chiar familia mea, nepoata mea a dăduit acel teren, trup și suflet sunt alături de dumneavoastră. Din păcate, cred totuși că este o sumă un pic cam mare. Pentru Consiliul că o secundă și sunt soluții. Una din soluții va fi așa. Primarul Comunii Dunăcoi va dona 1000 de lei din salariul Comunii Marca. Fiecare consilier din Consiliul Local va dona 500 de lei. Deci pentru comunitatea noastră s-a mai Yeah.
Cum? Fiind rupt stupul. Ați de dumneavoastră, este o clădire care ne-o va credi de viitorul apropiat. Chiar acum, dacă ați așezat, ne-am luat, ne-a trebuit să trebuie să facem la tâmpuri și nu avea unde să ducă, fiindcă așa nu am luat lucrura. Ei, o să facem cu camină portoală, este imperios necesară comunității noastre. Și intrăm în normalitate. Un lucru este să sigur că nici domnul noastră în tot și sunt oameni putea, nici domnul profesor, dar nici nu vreau să cred că cineva se va opune finanțării acelui proiect, da? Cam asta. Domnul Ciucotă. Este adevărat că s-au făcut foarte multe lucruri bune, dar și foarte multe rele. Da. Noi aici, în asta, am auzit foarte multe lucruri care trebuie un bani, doi, trei, care dă bani pentru casa planetă. Noi ajutăm și noi primăria cât putem. Biserica. Asta, biserica cât putem, da? Am înțeles acum că stau mărți și băieți în biserică, care pe 500 de ani au fost așa ceva de când lume. Să vin de pământul de pe prezorul bisericii, care la înviere trebuie să vezi ca la școală de vechi numai în cap. Și avem cumpărat de el dincolo de drum. Să fac niște lucruri care nu au fost de atâta timp până acum niciodată așa ceva. Unde am trebuit și ce fel? Să existați, să stea mortul o săptămână la tot în voie și mai stea 3 zile întregată în biserică. Păi cum vine treaba asta, domnul primar? Așa ceva, de ce știu de ani a fost treaba asta? Să vă spun exact cum stă problema creștinește. Da. Unde și mai există așa ceva în România? Biserica nu este a mea. Nu? Este a dumneavoastră. Da. A fost a părinților dumneavoastră și va rămâne? Apoi a fost. A părinților dumneavoastră, a moșilor dumneavoastră. Da, și noi am potrivit și vă trebuie puțin. Omul ăsta n-a potrivit și domnul Leu, este un ateu. Așa ceva este expus. Domnul Ciucotă, vrei tatăl meu, am să intervin un pic. Până la urmă a vorbit, noi suntem cetățeni aceste comunități. Sunt de ca orice instituție. Dar aceeași vorbi de ei. Domnul primar, o secundă. 34 de ani a luat pensii de 1000 de euro pe lună. Și acum spune fiind în veci. Hai să ne ajutăm și noi. Stați-o leată. Eu cred că am dat și dau mereu. Fericite! Mă dă-te-ai întrebat! Și la biserică întotdeauna, pentru că sunt ministri acolo cu bani, cu orice, am sărit cu primul. Rector, am mai făcut, vă spun la zmei. Rețineți că ăsta s-a întrebat. Deci cetățenii tot care au mai bani aici, mai veneam și tot aici. Ei, acum ne-au făcut cimitirul ăsta, că cel mai nu mai gândiți. În felul ăsta, spațiul de la biserica de Iisus va fi pentru cetățenii de iar cei peste drumul de la stațiuni, este ok, părintele va avea grijă să sistematizeze fie cu alei după fiecare să încadreze un anumit plan, odată cu casa mai bine organizat. Să fie cu alei că părintele va găsi soluția tehnică și chiar și de funcționare așa cu timpul. Noi avem un rol, o să aducăm. Cu lucruri clar, vă promit că voi fi un aliat 200% pentru acest proiect. Și eu vin la să se vede nici totul. Am constatat, vă spuneam, am adunat întotdeauna oamenii. Nu mai stea în biserică cu zilele. Da. Păi nu există. Am adunat, întotdeauna oameni care au spus. Să vă rog, ca să vă rog, vin eu cu părintele de așa. Cum ar fi asta? Ce? Ionan 2. Mai sunt, vreau să mai gândesc ceva?
vreau să vă aduc la conștiință o problemă... o problemă deosebită privind punerea în posesie la pădure. Și am să încep cu perioada primarului Andreescu. Dau un exemplu. Un număr de 79 de persoane pe o suprafață de 96 de hectare trebuia pus în posesie, în parcele 79 din zona Burghetului. Cum s-a făcut punerea în posesie? În primul rând, șeful de ocol al copii s-a prezentat la comisie și a pus în comisie pe respectivul primar Andreescu să semneze deprimirea acestor parcele. Dar nu s-a făcut o descriere a parcelelor. Descriere în sensul ce conțin acele parcele. Și așa a ajuns la comisia locală anumite suprafețe care au fost plantate în anii 88, chiar și în primăvara 89, cu poieri demoliți. Și au făcut proprietarii acestor terenuri în 90 și 91, mai ales când a apărut legea fundului funciar. Și a bătut bine coasa, a bărberit puietul și nu s-a luat nicio măsură de către ocol. Acum, actualul șef, Albișteanu, spune, păi domnule, eu mai am 6 hectare care nu sunt predate. Păi alea 6 hectare sunt tocmai acele suprafețe care au fost deprișate cu masă. Bun. Cine răspunde? Încearcă. M-a dus și pe mine, zic, haide că îți dau o pădure. M-am urcat în pădure, era stanc. Oprește într-o zonă, m-am uitat în stânga dreapta, se scioată. Zice, nu, nu aici. Am mai mers vreo 50 de metri, zice, de aici. Păi era iarbă până la genunchi. L-am însoțit, el mergea înainte, GPS. Zice, până aici, ai 2 hectare. Băi, domnul, Albiștea, mă tare pui în proprietate iarba sau pădurea? Era un nou puieț demolit, cam la înălțimea. Cine dorește, și-o duc să vadă. Bine. Cine a lucrat efectiv la punerea în posesie? A lucrat un inginer de la Ocolul Silvic Liveț, pe nume Tuțui. Eu personal l-am însoțit de 3 ori. Pe timp de iarnă, aveam un registru în care scria numele oamenilor și îl ruga, domne, să stați pe care unde ați avut proprietate. Păi nu așa trebuia făcut. Hotărârea 7121, nu pacea în 2002, nu făcea trimitere la vechile amplasamente. Ea trebuia respectată în tocmai, puș acele persoane, atunci rămâneți sub povestea cu acele suprafețe neplantate sau depășate și ce-a făcut inginerul? În loc de 30 de zile cât prevede hotărârea să se facă punerea în posesie, s-a făcut în mai mult de o jumătate de an. Dar nici atunci că au rămas 16
să se încerce care. Doamna Popa are evidență. Dacă vreți, nimiciți de voi ce... Păi 16 persoane nepuse în posesie, conform hotărârii 7181, pe 19 hectare și jumătate. L-am întrebat pe domnul Albeșteanu. Păi domne, mă tale bast, topa că ai 6 hectare și jumătate. Bă, uite la comisie ce figurează. Păi, eu știu, poate se regăsește prin alte hotărâri. Deci, cea mai mare greșeală făcută de fostul primar Andrescu, că n-a respectat hotărârile, care nu a fost numai asta, sunt mai mult. Bun. Pune, s-au eliberat titlul de proprietate. Și vă dau un exemplu. Moștenitorii lui Andrei au aici depus în cerere doctorul de la București, unul din moștenitori, pentru corectarea titlului de proprietate. În documentație, ei apar în parcela 78, pe titlul i-a scris 79. Am și documentație aici. Dar nu s-a făcut nimic. Între timp, Silviu a început să ia măsuri. Una din măsuri este că nu va mai marca lemne de foc în acele parcele în care nu s-a făcut planul parcelar. Ce înseamnă planul parcelar? Măsurarea conturului pe teren și împărțire. Cât are spatea? 20 de metri lățime cu atât adâncime. Da. Așa ceva nu există. Deci s-a dat titlul ca să fiți înțelegi. Titlul nu este însoțit de schiță. De schița cadastrală, de măsurători. Așa. Discuția am purtat, răspunsuri am. Cine dorește, stau la dispoziție și 5 ori. Eu am făcut o cerere spre sfârșitul lunii ianuarie, 2018, și am rugat să aloce o sumă în buget pentru aceste planuri parcelare. Pentru că după ce se efectuează asta și fiecare primește schița cu lungime și lățime, urmează ca cel care a fost proprietar și a decedat, copiilor să dezbată moștenirea, să facă cadastru care îl solicită, notarul și așa mai departe. Deci, concluzia este că oamenii care sunt proprietari pe hârtie, adică pe titlu, nu vor putea beneficia de acel drept, pentru că poporul va refuza marcarea. Aș vrea să vă spun că am discutat cu șeful de ocol de la Bărcescu, Ioniță, un om de milioane. M-a întrebat, domnule, dar Batali, cât de educat? În învățământ. Păi și părinții mei sunt. Toți în învățământ. Și mi-a spus că dacă fac o prostie, nu mă mai recunoaște. Dar dă-le dreptul oamenilor și fii corect. La Gârlie. Tot la fel. O colegă de-a soției, e soția șefului de ocol. Doleanță. Dacă nu doriți să avem o sumă mică pentru aceste trei parcele, eu personal, am doi avocați de marcă, contactați, voi sta să le explic, să pună în mișcare o acțiune împotriva comisiei locale,
Deși comisia locală actuală dă vina cu ceilalți. Dar eu fac și întrebare. De 16 ani de zile, de când am plecat Andreescu, dacă se punea în fiecare an în buget cât 1000 de lei, se făcea? Acele? Se făcea. Da, încă un lucru. Nu vreau să mi se bată o brană. Că va începe campania electorală. Nu candidez. În momentul când am ieșit la pensie, am terminat o lucru politică. Dar vă spun, oamenii vor trebui să știe realitatea. Și va începe lina între candidați. Da. Răspunsul de la da. Mulțumesc. Vedeți dumneavoastră, că am lucrul timpului, în consecvența legii, modificările succesive, care au fost toată la 2-3 ani, diferență, da? Avea comunitate, dar la 10 ani, de-a lucrul cu și incompetența celor care au fost pus în facă cu răsunători, menționați de tutuit. Sincer, fratele meu, Mindică Sugar, a fost pe toate conclaurile. Au pierdut ca el acea față. Când s-a dus omul declarat într-un loc, bătăietul și pentru ce nu în altă parte. Știți bine, la ora actuală, aveți dreptate în următorul aspect. Cu a 87, profesor, 89, care știți, pleacă la vota 10, până la mănăstiri, la bugetea sus, care îi limită către vota, dinspre fondul de căciuri, trebuie să aici avea dreptate. Am discutat cu domnul Bontan. Știți că și cu dumneavoastră am vorbit. Trebuie să găsim primarul, să nu trebuie chiar așa. E primar și ia bani, nici ai pune din urmă, face ce vrea. Sunt obligat să urmez niște etape. Prima etapă este cea care am făcut cu dumneavoastră. Ați depus o cerere. Apoi am abordat o conducere. Domnul ăștia nu pot să se și de urmă să fie următor. Am vorbit cu 2-3 firme de cadastru. Și am spus, domnule, sunt 99 de hectare, sunt 100 de proprietari în cele 3 cuapuri. Și trebuie făcut de plan cu parcela pe linie de achiziție publică. Doamna Tocaru este obligată să facă procedură. Firma care va oferi cel mai mic preț, ca să procedură în care nu pot să care va fi o ofertă fácil, cât dau un exemplu, 10.000 de lei. Sau poate va fi 20.000 de lei, n-am vrut să știu cât e o firmă de cadastru, să facă planul de parcelare la cei de 3 firmă. Când va veni oferta de la cea mai mică, de la cele 3 firme de cadastru, va ruga pe prea voastră, ca să aveți domnul de-a copil la Dăpăciun sau prea voastră. Nu dă nici o ofertă, nu știu că are o ofertă de sub jurnalul acolo. Pe vedeți? Hai să vedeți. E interes la firma de cadastru, ăla are interes. Domnule, eu sunt benzina, oameni cu aparatură. Nu pot să vă duc dacă plouă, dacă ați câștig aparatura. Sunt niște criterii, că aceea asta deja le-a scris. Chiar ați făcut toate, la toate porțile se găsesc dreptate. Vă dau dreptate 200%. Știu sigur că acea zonă trebuie făcută plan parțial, ca fiecare să știe unii locuri. Vor fi probleme totuși, că noi trebuie să avem prin OCPI, în care avem 1000 de loturi, la care facem cadastru gratuit. Foarte greu găsim moștenitorul, foarte greu găsim mesieșul, unui stat sunt altul mai interesat de pământ. Va fi greu, dar nu este clar, trebuie făcut, vom prinde prima suma cât de mult, în momentul când avem achiziția publică pentru suma respectivă făcută. Sunt de acord